uscate și călcate și puse frumos. După aia, ce pot să zic, aș vrea să vorbesc acum și de stagiul de pregătire, de practică. Profesorii și maestrii au fost excelenți, ne-am înțeles cu ei, în engleză, bineînțeles. Au știut cum să ne explice fiecare circuit și fiecare unealtă, fiecare echipament ce face și cum să-l utilizăm. De asemenea, echipamentele au fost noi și moderne. Se vedeau că nu au fost folosite foarte mult și totul a fost foarte calitativ. După aceea, pentru stadiul cultural, ce să zic, totul a fost foarte frumos, am vizitat castele, am vizitat cluburi și alte chestii. Și în rest, mâncarea, nu vă cumpărați absolut nimic acolo în Portugalia, nici un suvenir, nimic. Cu 20 de euro vă întoarceți acasă, pentru că totul a fost inclus la pachet. Și în rest, să vă bucurați!